lucrurile merg, să punem lucrurile, nu? Dacă lucrurile merg bine, toată lumea e fericit, dacă lucrurile merg prost, tu ai pierdut 2 luni de zile. Super! Mi se pare o afacere foarte bună. Eu, serios, dacă veniți la voi, vă găsesc câte o idee la fiecare, facem afacerea asta de acum până la sfârșit. Dar asta e foarte important. Ce fel de partener îți găsești și, în general, este cum îți dai seama că omul are carne acolo. Da, te rog. Sau la sfârșit de cum trebuie? Păi, stai să văd exact cât mai am. 5 minute. Super, fii atent, okay, la sfârșit. Așa. Al doilea lucru care iarăși mi s-a întâmplat foarte des, este am avut o idee, foarte mișto era ideea aia, foarte faină, am venit, ne gândim să facem ceva și am fost la un moment dat să merg niște fonduri, am avut o întrebare foarte bună. Ce înseamnă go-to-market? De cele mai multe ori, mai ales în web, nu faci go-to-market, ești un fel de go-to-bazar. Te duci acolo cu ceva și cu cacofonie mare de lume care face... Păi, toată lumea îți vinde ceva pe web, mai ales atenție. Dacă faci un business care înseamnă atenție, ăsta este cea mai mare problemă. Cum faci un go-to-market? Ăsta... Un lucru care iarăși am observat, cea mai multe lume îți vin la tine o idee. Mai important cred că decât ideea în sine, cum, deci ai o problemă, o rezolvi foarte mișto, este cum ajunge ideea aia să capete American Traction. Și un lucru extraordinar de greu aici, pentru că nu numai ideea face sens, dar cum o dezvolți, primii pași țin mai mult din unde vrei să ajungi, ci de cum ajungi acolo. Deci în go-to-market mi-am dat seama că cele mai multe idei în web nu au nici cea mai vagă idee de ce înseamnă să o iei de la... Ai făcut un ceva și după aia cu cine duci, cine vorbești, cine o preia, ce se întâmplă cu ea. Aici, ăsta, cred că 9 din 10, din cele care probabil nu ajung să ia bani la investitor, ăsta, 9 din 10 astfel de idei nu au nici cea mai vagă idee cum o iei de la... Am lansat ceva, deci după ce ai făcut tu 2 luni zile ai butonat și după aia te aștepți să dai seama băiatul ăla trebuia să o vândă. A, nu reușit. Oare de ce? Pentru că nu s-au gândit deloc ce înseamnă să facă după aia. În general, în go-to-market sisteme plan A, B, C, D, A, nu există plan A, întotdeauna eșuiază. 9 cazuri din 10. Așa. Al doilea lucru este sales. De ce tu, ca dezvoltator, ar trebui să te gândești de seama? Am ajuns market, am mai bine sales. De ce ar trebui tu să te dezvolt, să te preocupi de sales? Aia, pentru că, în general, tu ești cel care execută ceea ce o vreau să facă sales. Și nu știu dacă ați vorbit vreodată cu un salesman, dacă voi ați fost cel care dezvoltă și a lucrat undeva cu un salesman. Un salesman s-o spune așa, spune, fie, am venit această super idee, o facem. Super! Tu te-a pus butonez. După ce ai pus prima, să zicem așa, primele 200 de linii, codești ăsta un sfert, până acolo vine și abia am alte idei, super mișto, fii atent, facem chestia asta. Păi frate, că... Mi-ar mai trebui o mână, a treia zi sau a patra zi, ai început și pe aia puțin cu mâna, lucrăm bine, o, e super, încă o idee. Păi, dar cu picioarele încă n-am învățat să programez, deci ai o problemă. De ce ar trebui să intereseze de sales-ul? Pentru că ciclul de sales sau cum se întâmplă vânzările ține foarte mult de preț. Iar tu ești singurul om care controlează prețul într-un startup. De fapt, costurile de... Deci tu ești singurul, până la om care controlează costurile într-un startup. De-aia, întrebările care le pun de fiecare dată la sales sau la oameni este eu îți fac asta. Da? Dar îți fac asta. Tu poți să o vinzi de ăsta de $1,000,000, să zicem. Ah, păi nu, ordinai, dar poți să mă vinzi de $1,000,000. Îmi vinde asta $1,000,000. Plus, că eu o fac, nu, nicio treabă. Da? Asta e întrebarea care 90% din idei cad aici. Pentru că, serios, o singură întrebare, toată lumea vine și spune, spun, how did nice, și eu înțeleg, poți să o vinzi? A, poate că nu. Poate vin și mine și îmi spui altă idee mai bună. E foarte important. N-aș putea să vă spun cât e de important, ca să, mai mult, ce face lucrurile astea, iar o să-l dau, toată lumea, mie nu-mi place așa de mult Apple, dar aparent e foarte la modă acum și am găsit foarte multe citate interesante. Spunea că Steve Jobs că focus is about saying no.
dacă voi sunteți persoana non grata, dacă sunteți dezvoltatori, sunteți persoana non grata într-o companie, pentru că voi sunteți ăia care spuneți nu. Nu. Nu, nu putem face asta. Nu. Nu, alea sunt mult mai importante decât daurile. Pentru că spune unde să te focusezi, nu prin care e direcția, ci prin care nu e direcția, pentru că, să fim realiști, într-un startup, cu toate că cineva spune că, voi frate, știm unde să mergem, habar n-ai. Stați la al doilea startup acum, prima dată unde am început și unde am ajuns, Dumnezeu cu milă, dacă am știut că o să ajungem acolo. A doua oară știm, poate mai mult, dar numai Dumnezeu cu milă știe cum o să iasă mai departe. Și acum, un minut, super tare, mai mult, că ăsta e ultimul slide. Ce se întâmplă când eșuiesc? Că, după cum aveți 90% șanse să eșuați, adică să fim serioși, nu trebuie să ne facem harakiri, ăsta eșecul face parte din, cum spunea, din succes, o să vrea să iei un job. Și acum se întâmplă un lucru în care cariera de antreprenoriat a multora să termină, ca să zic așa, primul job, mai ales dacă sunteți tineri. Și se întâmplă un singur lucru. Se întâmplă un lucru foarte pervers când îți iei primul job. Și anume, că dintr-o dată, după ce ți-ai pierdut vreun an de zile în timp, n-ai reușit nimica, ajungi să dai un prim job și ajunge în o matematică fantastică a corporației, care o corporație aici are niște venituri foarte alandale, nu știu exact ce se întâmplă, vin, scad, cu ce. Și în partea asta are și contracte cu niște oameni care îi plătește în fiecare săptămână sau fiecare lună, le dă un pece. Și dintr-o dată, din ajungi în lucrul ăsta, ajungi în partea aslaltă și în poziția asta, chestia asta, se pare că veniturile astea vor veni în general și faci un lucru foarte simplu. Hai să trăim și noi mai bine. Îți dai un credit. În momentul ăla, toată activitatea ta antreprenorială s-o încheia dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că revenim la parteneriații dinainte, nu mai poți să te partenezi cu nimeni cu adevărat, pentru că tu ai o leacă, ești legat cu lucrurile aici. Ba mai mult, după ce ajungi în poziția asta, îți dai seama că nu mai sunt nicio compania nu-ți dă ce vrei, începe marele, cum să zic, nemulțumire față de companie și ajungi să-ți, într-o dată, imaginația ta începe să cadă, ai pierzi câteva oportunități, pentru că nu se fac destul de bune, ideea destul de bună, că tu să-ți lași jobul călduț, ăsta, să te duci, să mai ești iarăși, frate, mai lung. Tu în ce fază ești acum? Pare că ne-ai povestit experiența vieții tale. Aproape. Asta n-am fost niciodată în poziția de a lua credit să mă oferească Dumnezeu, pentru că altfel nu mai erau. Acum nu mai făceam de nou antreprenoriat. Deci dacă... Asta a fost tot. Dar cred că dacă făceam asta, nu mai puteam să vă spun acum despre ce înseamnă să fie antreprenor, pentru că o trebuie să stau un an florând pe acasă. Asta, și dacă ăsta nu permitea să stau un an florând pe acasă și să încerc totuși. Am avut vreo două eșecuri, ca să zic așa. Am încercat eu să le fac să ieșuieze cât mai repede, știi cum e, dar vreo două eșecuri în anul ăla. Ăsta, nu știu dacă aveam ceva, aveam o casă, îmi plătea la credit, dacă mai aveam, ca să zic așa, cele necesare să continui. Întrebare. Nu, când ne-am auzit. Așa. Mai întâi, cum ești la tuturor, așa, și pentru tine, Mihai, îmi pare bine că te cunosc. Și poți să spui plăcerea asta în partea mea? Da. Vreau să zic și am avut două mari șicuri. Unul pe plan personal și unul pe plan profesional. Să trecem peste timpul ăsta. Nu mai ales de aici, așa aia. Profesional. Vreau să spun că, mă rog, discursul mai inspirat. Pentru că, în sfârșit, am găsit un om care vorbesc mai mult de zi. Te-ai gândit la Microsoft. Așa. S-ar putea să fie și alții. Și îți propun să faci o afacere. Program. Da, spun la început nu, pentru că
Da. Dar păi tu ai zis că despre o fată, despre parteneriat. Mai sunt dezvoltatori aici. Erau profetiți. Asta e dezvoltator. Și să zic că ești un modovea mișto. Mulțumesc, asta am înțeles. Alte întrebări. Înțeleg că nu mai avem întrebări.